asta 7 luni singură. Păi se gândesc. E Viorel în competiție. E Florina. Îl bagă și pe Laura. Păi Florina își dorește să iasă. Viorel a zis că dacă iese Laura, iese el. Deci... Da, dar tocmai... Doamne ferește. Îți dai seama, pot să-mi fac nominalizări și 2 săptămâni tot o să fie așa maxim. Vai de capul meu. Pentru rating ce nu se face? Tu, dar nici măcar nu... Eu vreau să vorbesc mai mult, ca de obicei dau mai multe explicații. Viorel, deci că acum te vor amândoi, nu e adevărat. Viorel... Dar nu pot să dai explicații, pentru că oricum e puțin. E, păi era puțin timpul, n-am mai mult. Viorel, nu e adevărat, el una declară și alta face. Păi el acum, după ce a primit mail-ul, abia aștept să... Că nu toată lumea are Antena Play. O să mă întrebe acum doamna Mirela și să-i spun. Imediat după ce a primit mail-ul de la Alexandra, mi-a vorbit în stilul caracteristic. Parcă sunt eu vinovată că o dat fata mail. Căci că așa mi-o parte numai de femei din astea, că așa mi-ai făcut și tu, că nu știu ce s-a luat de mine și el și mai exact degeaba. Mai aduceam aminte și de mama, cum n-am nicio treabă, mama. Pe cum vrei să te căsătorești cu o femeie și dai în ea acum? Că spui că cita femeie de astea îmi trebuie mie, doamne ferește, ce uiți la mine și acum stai, ia mă, lasă-mă. Dar zici că e o telenovelă aici, ce se întâmplă? Faci fața de mielușel și așa și da, normal că am avut motivele mele să reacționez așa, dar nu zic că nu sunt vinovată, deci greșeala mea maximă că am ieșit la bilețele, dar tot pentru el, ca ți-l arăt, uite, uite că mă mai vrea cineva și uite că ți-am zis și Laura a zis. Băi, eu nu am mai continuat chestia asta pentru că mi-am dat seama că imediat ai spus cu Viorel. Mi-am dat seama că tu nu vrei nimic cu mine, că chiar ai sentiment și vrei ceva serios cu Viorel. Eu chiar vroiam, dar asta e, socoteala din târziu nu se potrivește cu aia de casă. Când am auzit de la... Și la oricum când am auzit melodia aia, mi-am dat seama. Dar eu nici n-am, eu am auzit I see fire, duhă, eu auzeam pe ele acolo că vorbeam sus. Da, tu n-ai auzit, dar nouă ni se auzea în casă melodia. Dar tot se auzea, Da, la noi s-a auzit mai puțin. Și oricum... Înseamnă că a băgat mai mult la noi în casă. Da, Laur, dacă s-ar fi purtat de la început altfel și când am fost la teatru și așa, tu te-ai așezat lângă Viorele, m-am așezat lângă Laur. Adică ar fi fost cu totul altceva, înțelegi? Că până să mă calci pe nervi și așa... Da, la el m-am uitat, că era așa, zurbagiu, era nebună. Dar eu așa, asta nu înțeleg. Ai fi putut să o ai. De ce? Păi, i-am zis și eu când ai dat un interviu în camera confesionilor, după ce te-am nominalizat, puteai să spui în sfârșit, acum pot să zic adevărul, nu știu ce. Deci tu n-ai zis asta, ai zis când ai venit luni. Când au ieșit, au zis că am cuplu de carton și la revedere, drum bun, nu mă interesează să facă borș. Bine. Da, oricum, când au venit familiile, chiar... Da, pe o parte mă gândesc că... S-a zis că... Se aude de afară că vrea să reintre un fost concurent. Și după când am fost la biserică, a auzit că vrea să intre Laura. Pe de altă parte, pot să cred și că într-adevăr regret și că sunt de la el și că nu știu ce, dar eu... Sunt de la el, păi da, sunt de la el, dar eu ce... În momentul ăsta ce să fac, ce să cred, doamne ferește, auzi. Da, e, pe unul a fost aici în competiție. A avut șanse, la început chiar a avut. La început știi de ce? Și tu de foarte ce a făcut bine. Asta? Știi și tu, știi și Marianita, de ce a făcut? Chiar și Constantina. Nu am negat niciodată că mi-a plăcut felul lui de a fi așa nebunat. Dar trebuia să știu dacă spune de la început. Și dacă încerca și mă cucerea, era ceva, știi? Exact. Eu am văzut că s-a purtat urât, că a dat cu cuplul de complet. Că el, deci eu nici măcar n-am zis, m-a pus să jur pe tata. Înțelege, n-am zis nimic și a venit el în platou și el a dat bomba și mă uitam, nu venea să cred, în ce alt film eram atunci, știi? Și el a zis și 3 săptămâni nu mai știa cum să iasă din asta, cu doamna psiholog, vă rog frumos, acum pot să demonstrez că nu mint, că fata asta îmi strică imaginea, că luați-o de pe capul meu să plece. Nu știi cum făcea? Nu știu eu ce să cred acum. Aoleu. A putut să te aibă, nu a făcut da, ceea a făcut, ce trebuia. Da, într-adevăr, dar ar fi putut să încerci măcar să mă cucerească. A încercat el ceva cu bilețelul, dar în momentul ăla putea să fie, știi, putea da, să fie sincer. Dar a fost prea târziu cu bilețelul. Da, și în momentul ăla putea să fie sincer, chiar dacă era târziu, putea să spună, da, am încercat, mi-am încercat șansa, nu se poate, am văzut cum Oana are sentimente cu adevărat de ale pentru Viorel. Mă dau în spate, dar nu... Am vrut să arăt și fel de fată Ioana, că a ieșit la bilețel, că o interesa, că nu știu ce, că tu știai foarte, foarte bine.
Și a confirmat și a spus acum, dar bineînțeles că cine vrea să creadă, crede, cine nu vrea, oricum știe adevărul, de mai ușor să dea în mine, pentru că știa și Viorel că a zis că e mândru de mine, că puteam să tac, să nu spun, să țin asta în mine cu Georgiana, că doar și Georgiana s-a supărat tot din cauza asta și a zis că știam. Că eu când mi-a zis ea la baie, mi-am zis că mă duc să-i zic lui Vio și a zis că dacă spui Vio, mă supăr. Și am zis, da mă, dar nu pot, înțelegi că nu pot. Și atunci m-am gândit, lasă că fac cum zice ea și închid la valiera și scopi Vio afară, știi? Și așa am și făcut. Am zis ca Georgiana, am făcut ca mine. Dar Vio a vrut să declară asta în direct. Și era de ajuns să știe el, dar întotdeauna s-a temut, a stat în gardă și aici a greșit, că dacă ar fi avut încredere în el, în primul rând, și apoi în mine, nu trebuia să simtă niciun pericol din partea lui. Da, și dacă nu-l puneți pe laur și era aici... Da, și ce? Și tu ești aici, era și Silvia aici, și Laura, și toate fetele care au declarat că îl plac pe Viorel. Ce trebuia să fac? Jab, jab, toate afară, nu vreau să mai văd pe nimeni. Nu, da, era altceva. Adică păi nu... ce? S-a uitat la mine și dacă s-a uitat ce? Nu, dar nu-mi lua folia ala. Dar și așa să și tot timpul se uita la tine. Se vedea, nu aveai cum să nu vezi. Pe asta mi-a zis și el acum, am... Se vedea, pe dacă stăteam și voi stăteați acolo și el se uita la tine. Asta mi-a zis și la și rămânea și blocat. Pe canapea, mi-a zis, băi, dar tu chiar nu vedeai când mă uitam, dar nu numai pe canapea, se uita și în casă, dar nu vreau să-i dau atenție, îți dai seama. Și că tu nu-ți dai seama la ce mă uit, păi, dar te uitai și dacă te uitai, asta e, na. Oricum era cuvântul meu împotriva cuvântului lui și o dădeam în altele, știi? Și așa mă făceam și eu când văd și... Și uite, și putea să fie frumos între mine și Viu, l-am nominalizat, a plecat și puteam să fim fericiți. Dar acum ce motiv am mai avut? A plecat la urs, a găsit altele, las. Dacă nu a fost să fie, nu a fost. Nici cu unul, nici cu celălalt. Doamne, cum e viața asta? Da, știi, adică... Nu știu. Adică 7 luni asta singură și când au venit amândoi, am ales pe unul și n-a fost bine. Asta e că dacă era cum i-am zis și eu acum în direct, știi? Dacă aș fi oscilat între doi băieți, știi? Și aș fi ales pe unul, n-a mers și celălalt a ieșit, în continuare era interesat de mine, mă aștepta afară și aveam alt parcurs, știi? Și puteam să zic, uite, mai bine l-alegeam pe celălalt. Dar din moment ce prima dată m-am bălăcărit cu Laur, de nu mai știam ce cu mine, că el zicea așa, eu ziceam așa, el zicea și nu știai pe cine să crezi, înțelegi? Acum e normal că vine și zice, știi, îmi pare rău și, mamă, și eu ce să cred? Am, da. Doamne. Trebuia să facă ce simțea de la început, nu să facă după târziu. El a zis că a fost târziu. Influențat, eu știam și asta. Da, să fii influențat. N-ai cum să fii influențat, adică dacă ție îți place fata. Da, se vedea și când am fost la club, se vedea și încerca, deci el când a intrat în casă a zis că îi place de Andrei, știi? Asta a fost, eu mi-am dat seama de atunci când a zis așa, în fine. Și după aceea, când a fost la club faza cu Laurențiu, doar Andrei a spus, au rămânea la părerea lui, știi? Dar când a întărit și el afirmații și a mai venit și nu știu ce, și mai spunea așa, și mai spunea normal, iar s-a făcut o grămadă de tam-tam. Și când a zis că, mamă, dar mie femeie din asta nu mi-ar trebui, știi? Și după aia, când Lucia a zis așa, și după aia când eram doar noi doi, mi-a zis ceva de genul că nu vreau să spun asta, dar trebuia să-ți dau peste nas cu ceva. Așa, cum am zis, că oricum noi o să rămânem prieteni, ceva de genul, prea că atenția. Oricum e simpatică, știi, mi-e simpatică. Prea dar mi-a zis atunci, în casă, când era, știi, oricum e simpatică și o să rămânem prieteni. Și eu atunci... Și de ce am mai făcut cuplu cu Florina? Păi am zis și eu. Să-și bată joc de fată. I-am zis, de ce ai făcut cuplu cu Florina dacă pur și simplu îți plăcea de mine? Și ai zis că eu am încercat să fiu cu Florina, dar mi-am dat seama pe parcurs că nu pot de genul să stau fără tine sau ceva de genul. Da, ar fi tare. Oricum l-aș fi și oricum... să fie comisia de decizie. Știu. Mă, oricum era în casă. Oricum dacă îl bagă... Oricum se vedea clar că stă cu Florina așa... Țăraca, chiar ea chiar a pus suflet, știi? Dar eu n-am înțeles niciodată că el când se despărțea, se despărțea, știi, pe bun, știi? Dar nu mi-a plăcut nici cum vorbea cu ea. Faza că... Îmi vine să vomit. Când i-am zis, nu mi-a, adică un bărbat te recunoști și prin comportamentul cu ceilalți, știi? Și, de exemplu, cum a vorbit eu, după ce a primit mail-ul, păi mie nu mi-a plăcut din start, în primul rând, cum vorbea el de fostele lui, când eram în cuplu și i-am zis că asta e urât, trebuia să rămân între voi. Și acum că a zis cel puțin de 4 ori, cred că, ca să nu exagerez, câți bani am cheltuit eu cu ea, câți bani, un domn niciodată nu spune câți bani am cheltuit cu o femeie.
Ba, asta e, că atunci, în cuplu, când la momentul ăla, ai cheltuit că ai vrut, nu te-ai obligat, nimeni, te-ai simțit bine. După aceea nu vii și spui câți bani ai cheltuit cu ea, n-am mers, n-am mers. Sau ați făcut ce ați făcut.